în perioada 31 mai-21 iunie 2022. În județul Suceava s-au efectuat 123.947 de interviuri pentru recensământul populației și locuințelor 2021 cu ajutorul recenzorilor de teren. Având în vedere și numărul persoanelor autorecenzate de 243.660, județul Suceava are, la data de 21 iunie, 59,6% din populație recenzată din totalul populației rezidente estimată la 1 decembrie 2021 de 616.434 persoane. În ceea ce privește unitățile administrativ-teritoriale ale județului Suceava, 18 au un procentaj de recenzare a populației sub 50%, 32 între 51 și 60%, 37 între 61 și 70%, 18 între 71 și 80% și 9 au procentaje de peste 80%. În municipiul Suceava, la aceeași dată, rata de recenzare a populației era de 53,5%. Fac un apel în continuare la suceveni să permită accesul recenzorilor în locuințele lor, să colaboreze. Am făcut acest apel și asociații de proprietari să ne ajute. În municipiul Suceava, până în prezent, avem 53,50% rata de recenzare. Deci, așa cum am spus și altă dată, este foarte important să avem o imagine clară și nu are niciun viciu ascuns acest recensământ, nu urmărește altceva, decât să fie o imagine clară a numărului de populație și a locuinților. Etapa a doua a recensământului se desfășoară cu dificultate. Recenzorii de teren au în medie pentru județul Suceava 447 de locuințe de recenzat într-un timp relativ scurt, ținând cont de volumul mare de muncă și de necesitatea vizitelor multiple la adrese pentru a se plia pe programul populației. Aceștia vor vizita și locuințele în care chestionarele nu s-au validat din diferite motive, precum completarea incorrectă sau incompletă.